Peste 300 de infecții nosocomiale au fost raportate în județul Hunedoara în anul 2021. Situația a fost făcută publică de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara. Astfel, potrivit statisticii, în anul 2021 s-au înregistrat 308 cazuri de infecții asociate asistenței medicale, în timp ce în 2020 numărul cazurilor a fost de doar 194. Rezistența la antibiotice a crescut în ultimii ani într-o asemenea măsură, încât a devenit o amenințare importantă pentru eficacitatea antibioticelor în viitor. Combinată cu o lipsă de antibiotice noi, creșterea numărului bacteriilor rezistente la antibiotice constituie în prezent un risc grav la adresa sănătății publice. Medicii atrag atenția asupra faptului că antibioticele trebuie atât prescrise și eliberate în mod responsabil, cât și corect utilizate. Sondaje recente au arătat că în toate țările, marea majoritate a pacienților obține antibiotice pe bază de rețetă. Cu toate acestea, există o minoritate constantă de 3% dintre pacienți care utilizează încă antibiotice obținute fără rețetă.